Am plecat pentru doar 5 minute din baia din casa mea din Minecraft și când m-am întors am găsit ceva absolut șocant. Hopa! Hopa, aia e cumva casa mea. În sfârșit, frate, am ajuns și eu acasă. Doamne, băi și fete, credeam că pe bune m-am pierdut. Sunt laminat de câteva zile și uitați-vă aici, am făcut rost de 35 de diamante și o să le cheltuiesc în cel mai mișto mod posibil. Fiți atenți la chestia asta, sunteți pregătiți? Nu sunteți pregătiți de ceea ce urmează să vedeți în casa mea. Deci vă spun sincer, fiți atenți, da? 3, 2, 1, pau! Let's go, băi și fete! Ok, stați puțin să aprind și lumina. Hopa, 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 uitați-vă aici, fraților, oficial am mobilă în casă. Și dacă vă întrebați de unde am făcut rost de mobilă asta, e bine, eu locuiesc lângă un village, mai exact village-ul de acolo, după cum puteți vedea, unde există un băiat care vinde mobilă. Și uitați-vă, băi și fete, cât de mișto am reușit să-mi fac casa, da? Deci hai să facem așa o mică prezentare de casă, ca să vedeți și voi care-i treaba. Aici mi-am pus niște cărți, aici iar am niște cărți, aici am niște rafturi cu cărți. Uitați-vă la chestia asta, în cazul care vine cineva la mine să vorbim, mă pot pune așa. Uitați-vă cât de mișto arată, bă, fotorile astea. Gen, fiecare bucată de mobilă a costat 5 diamante, da? Avem și ceasul ăsta care ticăie, dacă auziți. Face tic-tic, așa. Avem și televizorul ăsta care, după cum puteți vedea, face doar chestia asta. Adică e doar pe modul ăsta de glitch și nimic mai mult. Avem și acest frigider din câte am înțeles pot să pun și lucruri în el, dar momentan nu știu cum. Avem și acest cuptor, bă, deci vedeți, arată totul foarte, foarte mișto. Însă de departe, la parterul acestei case, pentru că o să mergem și sus la etaj, cea mai tare chestie, spuneți voi, de nu ar trebui să se adauge chestia asta în Minecraft, fraților, sunt lămpile astea. Lămpile astea, fraților, pentru, cum îi spunem, pentru perete, uitați-vă. Uitați-vă cât de tare e, man. Gen, poți să o stingi, uitați-vă, le-am stins pe toate, da? Uitați-vă cât de întuneric e pe aici, dar după poți să le aprim pe toate. Mamă, man, deci cât de tare mi se pare chestia asta. Și fiți atenți că sus avem ceva și mai special, da? Deci mergem sus aici, băieți și fete, unde, na, aici mi-am luat alte lămpi aici peste tot, mi-am pus deasupra patului, însă după cum puteți vedea, avem aici o nouă invenție, invenție numită baia, da? Deci în baie, în momentul de față, avem doar chestia asta, care iar este o lampă foarte, foarte mișto. Și aici, fraților, în baie trebuie să adaug niște chestii, adică trebuie să adaug niște de-astea de mobilă și tocmai de aceea m-am dus la minat ca să fac rost de diamante, pentru că, după cum v-am spus, fiecare bucată de mobilă este 5 diamante. Și chiar acum o să mă duc în village și o să cumpăr mobilă pentru baie. Sincer să vă spun, habar nu am ce pot să pun acolo, dar sunt chiar foarte, foarte curios. Și ca să vă prezint și partea de sus, avem aici chestia asta, avem aici niște sticle, după cum puteți vedea. Uitați-vă sticlele aici, zici că sunt mai de capul meu, uitați-vă aici, am murdărie pe jos. Aici na, avem niște crate-uri de-astea și aici avem un telefon. Îi pare situația destul de creepy, dacă stați să mă întrebați pe mine. Însă haideți să mergem. Prima dată, fraților, stați să-mi las toate chestiile astea. Vedeți că aici mai am încă 2 diamante, dar eu o să iau 35 cu mine, că nu știu câte chestii pot să cumpăr, chiar dacă mă aștept să cumpăr 3, poate chiar 4 chestii, câte lucruri poate să intre și în baia asta, fraților, că am făcut-o și foarte, foarte mică, pentru că am făcut baia, am gândit baia, practic, după ce am făcut casa. Și vedeți că, na, poate unora nu o să vă placă, că e un fel de mini căsuță în baie, mini căsuță în casă, dar, na, uitați-vă, înăuntru avem un spațiu de 3x3, avem și de-astea. Haideți să mergem, fraților, în sat și să vedem care-i treaba. Sunt chiar foarte curios ce mobilă pot să-mi cumpăr în continuare, pentru că, gen, eu aș vrea așa o toaletă, un duș, o cadă și, mamă, și o chiuvetă aș vrea și o oglindă, mamă, depinde ce are băiatul ăsta, mamă, dar, mamă, în fața, nu pot să le bag pe toate acolo. Las că vedem cum facem, haideți să mergem cât mai rapid la el. Uitați-vă fix acolo, din câte am înțeles, pe băiatul ăsta îl cheamă negustorul satului sau ceva de genul, sincer nu mă interesează. Salut, frățioară, mă cunoști, da? Că deja am cumpărat multe chestii de la tine. Vreau și eu mobilă de baie, fii atent. Ei bine, Marius, uite-te tu singur ce mobilă am pentru baie și alegeți ce vrei tu. Fiecare bucată e 5 diamante, ok, unde e baia? Balcon, bucătărie, dormitor, baie, ok, și ce? Living room, ok, baie, hai să vedem ce ai pentru baie. Nice, deci aici ai o toaletă, ok. O cadă, ok. Ah, ok, fraților, are doar bedroom mirror și mai are și o lampă de-asta. Lampă de-asta am, dar hai să iau una și pentru baie, chiar dacă am și beculețul ăla, nu contează, iau și pasta.
Mamă, men, dar n-are chiuvetă sau duș sau ceva de genul. În fine, bun. Frățiorul, ți-am luat tot, da? Deci asta înseamnă 4, 5, 20. Uite aici, frățiorul, dăm până ajunge la 15. 20 de diamante. A fost o plăcere să fac afaceri cu tine, bro. Ia, uitați-vă, frățiorul, aici o să pun toaleta, o să fie maxim. Abia aștept. Let's go. Uite și pe villager ăștia. Bună seara, domnilor villageri. Ai cumpărat mobilă de la villagerul ăla? Foarte mare greșeală ai făcut. Păi cum așa? Cum adică? Păi eu am cumpărat mobilă de la, să vedeți ce casă mișto am, mamă. Aici în sat nimeni nu cumpără mobilă de la el, pentru că dacă pui mobila lui în casa ta, se vor întâmpla lucruri ciudate. Sincer să spun, frățioro, eu am pus mobila lui în toată casa mea și crede-mă că am pus peste tot și decorațiuni și nu știu ce și nu s-au întâmplat lucruri ciudate. Ce rost are să-ți mai spunem? Oricum deja ai cumpărat și e singurul care cumpără. Bro, ba nu, frate, mi-a și zis că cumpără foarte mulți din sat. Ok, voi n-aveți, frate, n-are cum, man. Toată lumea cumpără din satul ăsta. Ce mai ești nebun? Bă, ăștia chiar nu cumpără din sat, e imposibil, ești nebun. N-are cum, mă, frate, bă, trebuie să fie, bă, cineva care cumpără, man. Trebuie să aibă, bă, ăștia o mobilă sau ceva de genul. E! Ia, aha, sigur, ia stai să mă duc la ea, aha. Ia vedeți, băi, inteligenția, o să facem. M-au și panicat ăștia, că tu ești singurul care cumpără, că nu știu ce, bă, m-am și panicat. Băi, inteligenților, vedeți că villagerul ăla de acolo, uite, din casa aia de după copacul ăla lângă fermă, are și el mobilă de acolo, da? Cred că voi sunteți singurii fraieri care nu cumpără de la el. Hai, am plecat, făceau uzi la ăștia, m-am și panicat, făceau, vă dați seama că m-am pus pe gânduri, ești de bun? M-am gândit că, băi, de ce nu cumpără nimeni de la el? Da, se pare că cumpără și nu-i niciun fel de problemă. Însă haideți să vedem care este treaba, băi și fete, let's go. Cum să așez eu chestiile astea în baie? Asta este întrebarea, man. Hopa. Hopa, de ce n-am asta aici? Ok, acum mi-au paranoie, dar asta nu... Bă, cumva era televizorul deschis? Așa mi s-a părut. Băi, nu, că mi-au paranoia de asta proastă. Stai să iau logzurile astea și să pun... Nu, probabil mi s-a părut mie de la alea, da, 100%. Nu, că mi-au paranoia de asta proastă, pun astea, bun. Haideți să vedem, fraților, care-i treaba. Deci, mergem sus și punem așa, fiți atenți. Asta o punem aici. Let's go! Oh, hopa, mamă, uitați-vă ce mișto arată, bro, mamă, cât de mișto poate să arate. Bedroom mirror punem aici. Lampa o punem aici, o și aprindem. Și toaleta aici. Let's go, baby. Let's go, fraților. Wow, haideți că mi-am făcut și baia. Bun, păi fiți atenți. Ce o să fac? O să mă duc acum să mă culc. Și mâine Deci ce nu am eu? Băi, eu n-am bucătărie. Băi, și fete, adică mama, fiți atenți, cred că mâine îmi fac bucătărie. Da, am chestia asta, mini colțișorul ăsta cu lucruri pentru bucătărie, dar asta nu e chiar o bucătărie, dar mâine cred că asta o să-mi fac. Dar până atunci o să închid toate luminile, da, că așa nu mai umblăm cu torțe și cu prăstii, umblăm cu lumini, da? Închidem absolut tot, toate luminile, bam, 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 și mergem să ne culcăm, băi și fete. Haideți că mă culc și mâine cred că mă apuc de bucătărie. Bună dimineața, fraților, abia ce m-am trezit și vreau să vă zic cam cea mai tare idee pentru bucătărie. Deci Dumnezeu, fraților, a văzut că vreau să fac bucătărie și ghiciți ce? Am visat, băi și fete, cum o să arate bucătăria. Prima dată, deci haideți să aprindem toate luminile, că da, până la urmă, numai că nu plătești corect și arată mișto cu luminile aprinse. Haideți să le aprind pe toate, la baie nu le aprind. Însă, băi și fete, haideți să vă explic mai exact cum o să fie treaba pentru mine cu bucătăria. Deci m-am gândit așa, fiți atenți. Să mut locul ăsta aici, da, deci aici o să am 3, da, și fiți atenți, aici să pun așa pe colț, uite, să încep de aici, da, deci nu, aici să las, nu chiar un loc, gen să las două blocuri și pe aici să fac așa un fel de colțar, să-mi pun aici cu farfurii, cu nebunele, nu, cel mai bine, fraților, haideți să-mi iau diamantele și haideți să mă duc la băiatul ăla să văd ce articole are el pentru bucătărie, ca să-mi dau și eu seama și să construiesc pe viitor și zic, adică, eu zic că asta ar fi cel mai bine, trebuie să vedem care-i treaba, men, mamă, ce tare o să fie, că, băi, eu știu ce articole are el pentru bucătărie, dar, sincer să vă spun, am uitat de data trecută că am văzut când mi-am cumpărat eu frigiderul și toate chestiile alea. Și ce zic? Haideți să vedem care-i treaba, bro. Domnule! Oh! Nu e aici. Păi stai, că poate e undeva în sat, bro. Poate e undeva în sat. Oh!
Bro! Frate, ce s-a întâmplat aici? Mama, asta e casa aia de am găsit-o noi cu mobila lui ăsta. Bro! Ia să-i întreb ăștia, ce s-a întâmplat? Domnilor villager, ce s-a întâmplat băi în locul ăsta? Hopa, tu urmezi, fraiere. Ia spune, singura casă din satul ăsta cu mobilă de la ăla. Ce s-a întâmplat cu ea? Nimeni nu știe. Păi, tu vrei să-mi spui mie că pentru că ăla și-a pus mobilă a ajuns la chestia asta? Băi, probabil a fost ceva creatură, ceva armată de creeperi. Poate cineva i-a pus TNT-uri sub casă. Băi, sunt atât de multe variante. Crezi că pur și simplu mobila lui ăla l-a adus în situația asta? Băi, faci mișto. Asta urmează să se întâmple și cu casa ta. O să mori, hi-hi-hi. Bă, ce glume proaste aveți, man. Mamă, ce stai să-l caut, mă, pe ăla. Unde e ăla, bro? Băi, bă, mamă, ce... Cum bă să crezi că lucrul ăsta s-a întâmplat de la mobilă, bro? Uite pe villagerul ăla. Hai că-i zic că-l caut pe ăla cu mobilă. Bună ziua, aș vrea și eu să cumpăr niște mobilă de la villagerul negustorul satului, parcă-l chema, de la negustorul satului, de unde cumpără toată lumea. Și nu-l găsesc, îmi puteți spune care-i treaba cu el, unde-l găsesc, că a fost plecat undeva, când să vin, dacă v-a spus, sau dacă știți pe cineva care știe. A fugit azi dimineață. Cum adică a fugit? Ai avut foarte mare noroc, omule, probabil voiai să cumperi mobilă de la el. A, da, da, asta era prima dată când cumpăra mobilele, dar de ce a fugit? Însă tot satul știe povestea lui despre mobilă, de unde o ia, ce conține ea și de ce se dă pe lucruri de genul. Ai o carte în casa mea despre asta. Păi stai, să vezi, cumva tot village-ul crede că lucrul ăsta s-a întâmplat de la, cum îi spune... Tot lucrul ăsta s-a întâmplat din cauza mobilei. Mamă, ia ce poveste, că sunt chiar curios, negustorul, ia. Într-un colț al unui sat pitoresc se află o mică tarabă, iar în spatele ei un bărbat zâmbitor și vioi, cunoscut sub numele de negustorul satului. Cu o voce plăcută și o voință de a face afaceri, acestea își așteaptă clienții cu o selecție aparent nesfârșită de mobilă. Adică băiatul nostru, băi, vorba de el. Totul părea atât de tentant, prețurile incredibil de mici. Băi, nu mai știu pe altceva care vede mobilă aici, dar băi, sunt ok, da? Aparența impecabilă a pieselor de mobilă și o varietate largă de stiluri și culori. Cu toate acestea, câțiva localnici știau că acesta nu era doar un negustor obișnuit și că în spatele zâmbetului său fermecător, nu avea un zâmbet chiar așa fermecător, se ascundea un secret întunecat. Într-adevăr, negustorul satului avea un mod unic de a obține mobilă la prețuri atât de mici. El nu achiziționa aceste piese de mobilă de la furnizor sau fabrici. În schimb, el le găsea în locuri bântuite și abandonate, ascultându-și instinctul său de afaceri și profitând de credulitatea oamenilor, el le oferea mobile la un preț infim. Asta zice că gen, el lua mobila din locuri abandonate, pentru că locurile erau bântuite și erau abandonate, și ne-o vindea nouă. Adică mobila mea e din locuri abandonate, fraților. Mulți săteni cădeau în plasa lui, tentați de oferta aparent prea bună pentru a o refuza. Ce nu știau cumpărătorii nefericiți era că mobilierul pe care l-achiziționau de la negustorul satului era încărcat cu energii negative și blesteme. Mobilierul adus din acele locuri bântuite era însoțit de prezențe malefice și chiar cei mai curajoși săteni nu aveau idee ce îi aștepta după aceste piese de mobilă întunecate ajungeau în casele lor. În primele zile, norocul i-a favorizat pe câțiva clienți, iar mobila achiziționată a fost nevinovată și fără evenimente stranii. Ăla sper că sunt eu. Dar curând, teroarea a început să-și facă simțită prezența. Unii oameni au experimentat zgomote ciudate în miezul nopții. Bro, eu chiar n-am nimic în miezul nopții. Obiecte care se mișcau de la sine. No. Sau umbre sinistre care bântuiau prin casele lor. Nici asta. Oamenii își pierdeau treptat mințile, în timp ce mobila însă își părea să își dezvăluie natura întunecată. În scurt timp au început să se răspândească zvonurile despre cele întâmplate în jurul mobilierului vândut de negustorul satului. Bro, eu cum n-am auzit de zvonurile astea? Eu cred că nu e adevărat. Eu cred că pur și simplu nu e adevărat. Unii săteni începeau să se teamă să mai pășească pe lângă taraba lui și să cumpere orice piesă de mobilă.
În același timp, alții se încăpățânau să creadă că totul era doar o coincidență sau o superstiție exagerată. Dar atunci când tragediile au început să se întâmple, nimeni n-a mai putut nega faptul că mobila era într-adevăr blestemată. Unii oameni au fost găsiți morți în casele lor, înfășurați în umbre întunecate sau cu semne misterioase pe corpul lor. Alții au fost martori ale unor evenimente inexplicabile și aveau coșmaruri recurente care le bântuiau somnul noapte după noapte. La fel, am avut un vis frumos, tocmai ce v-am zis, fraților. N-am avut niciun coșmar. Mulți sătenți s-au trezit în mijlocul nopții, strigând de groază și făcând apel la ajutorul vecinilor speriați. În cele din urmă, oamenii au înțeles că prețul mic al mobilierului venea cu un cost imens. Ceea ce părea a fi o afacere prea bună pentru a o rata, era de fapt o capcană mortală. Înfricășătorul adevăr a ieșit la iveală. Negustorul satului profitase de puterea întunericului și a distrus viețile multor oameni prin intermediul mobilierului blestemat. Haideți să vă facem o poveste chiar, băi, eu nu cred chestia asta, sincer. Sătenii s-au unit în fața acestor amenințări și au hotărât să-l confrunte pe negustorul satului. A cerut explicații și au cerut ca el să înceteze să mai aducă mobilier blestemat în sat. Negustorul, conștient că secretul lui a fost descoperit, a dispărut peste noapte, lăsând în urmă doar amintirea unei perioade întunecate în istoria satului. De atunci, oamenii au fost învățați să fie precauți și să nu lase seduși de aparențele înșelătoare ale unei oferte prea bune. Poveștile despre negustorul satului și mobilierul blestemat au devenit o legendă locală, un avertisment despre pericolele ascunse în spatele unor prețuri ieftine. Satul a renunțat la tentația de a economisi bani și a învățat să aprecieze mai mult siguranța și pacea în locul prețului mic al unei piese de mobilă. Da, eu nu cred. Fraților, pur și simplu eu nu cred, adică tot ce zice în cartea asta este fals pentru mine, bro. Adică eu n-am experimentat niciun fel de, să spunem așa, efect advers de genul. Da, na, având în vedere, fraților, că negustorul satului a fugit, dar deci probabil ăla n-a fugit, față, ok, el vreun escroc. Probabil a fugit că ăștia erau nebuni și aveau ceva cu el. Înseamnă că a lăsat mobila aici, gen, și a refăcut stocurile. Ia să vedem, la baie ar trebui să fie astea aici, dacă și-a refăcut stocurile. Oh, nu sunt. Oh, și-a luat și mobila cu el, bro. Mă, frate, pe bune, în fine, da. Ok, frate, și-a luat de fapt și mobila cu el. Frate, voi credeți că e adevărată chestia asta? Eu sincer nu. O să mă duc acasă, băi și fete, și fiți atenți. O să stau și o să mă gândesc la o modalitate prin care pot să-mi fac bucătăria aia. Dacă asta e o prostie, bro, 100% a fost ceva creatură ciudată sau ceva de genul care a făcut explozia, nu mobila lui negustorul satului. Dar na, o să vedem noi care-i treaba. Acum o să mă duc acasă. Băie și fete, mi-a venit cea mai tare idee în legătură cu bucătăria. Deci fiți atenți, nu pot să vă explic despre ce e vorba. Gen, trebuie să vedeți ca să vedeți și voi care-i treaba. Însă am nevoie, deci am toate materialele disponibile, da, adică am lemnul, că vreau să fac ceva cu lemn. Însă am nevoie și de niște clopote. Așa că o să mă duc în sat și o să încerc să fur câteva. Și na, având în vedere că nu mai avem acces la mobilier custom, trebuie, fraților, să ne limităm la mobilierul din Minecraft. Însă înainte, băi și fete, eu și ce-am realizat, băi și fete, că eu n-am făcut nimica cu baia asta, gen, adică există funcții ascunse la chestia asta? Oh! Eww! Bro, ce? ok, bun. În fine, las că vedem care-i treaba. Haideți să mergem, băieți și fete, în sat și să furăm niște clopote. Deci nu vă pot explica cum vreau să-mi fac bucătăria, însă o să vedeți voi. Băie și fete, îmi pare rău de ce văd aici, dar se pare că am avut dreptate, nu? Nu era vina mobilierului, că el azi n-avea un mobil, băi, era clar că am dreptate, ești nebun. Ia vedeți aici, fățele, băi, era clar că am dreptate, că n-avea cum, băi și fete, să fie vina la niște bucăți de mobilă, bro. Oh my god, bă, a distrus tot satul. Bă, v-am spus eu, băi și fete, că e ceva creatură. 100% creatură a făcut asta, ești nebun. Let's go. Uite și clopotul acolo, trebuie să mă duc să-l iau. Ah, ia uite și pe villagerul ăla. Mamă, ăla e singurul care a supraviețuit, bro, în toată nebunia asta? Bro, cum ai supraviețuit, frățiorul? Hai să vedem.
Marius, m-am înșelat. De fapt, nu chiar. Ba, da, te-ai înșelat, frățelor. Hai, hai că, băi, zi, băi, e clar că aici s-a întâmplat ceva, cum îi spune, vreo creatură, ceva, nu mobilierul ăla, da? Satul nostru acum este distrus și doar din cauza acelui negustor. Cum e, bă, vina lui, man? Vezi tu, mobila lui chiar era într-adevăr bântuită, însă ceea ce a distrus totul acum au fost toaletele. Toaletele cumpărate de el și am o toaletă cumpărată de el și uite că eu n-am fost distrus. Wow! Mare nebunie! Și eu am cumpărat o toaletă de la el și uite că sunt bine sănătos. Omul căruia i s-a distrus casa azi dimineață, ok, a cumpărat o toaletă ieri seara de la negustor. Și eu am cumpărat o toaletă ieri seara de la negustor, frățierul. Iar din câte am înțeles, înainte să se culce, i-a lăsat capacul deschis și a ieșit o creatură ciudată numită Skibidi din această toaletă și a început să-i distrugă casa. Te referi la Skibidi Toilets? Dar după s-a ascuns în pământ și acum ceva timp a intrat în toaletele din village și a distrus absolut tot. Trebuie să găsim toate toaletele și să le tragem capacul în jos. Băi, tu spui că Skibidi Toilets au distrus chestia asta? Ia să citim. Într-un mic sat pitoresc există un negustor enigmatic cunoscut sub numele de negustorul satului, știm pe ăsta? Acesta deținea o tarabă cu toalete la prețuri irezistibile. Mulți săteni erau atrași de oferta sa aparent prea bună pentru a fi adevărată, dar puțin știau despre pericolul înfricoșător asociat cu aceste toalete aparent ieftine. Se spunea că fiecare toaletă cumpărată de la negustorul satului ascundea un secret întunecat. În cazul în care capacul era lăsat în sus în timpul nopții, un monstru temut numit Skibidi ieșea și provoca haos și distrugere în întreg satul. Skibidi nu se oprea doar la o casă, ci pătrundea în toaletele altor săteni, determinându-le pe acestea să fie distruse. Oh my God! Populația sătucului trăia în teroare constantă, conștientă că în orice moment toaletele lor puteau deveni porțile prin care să se strecoare amenințarea monstrului. Mamă! Era vital să găsească toate toaletele și să le pună cu capacul în jos pentru a opri distrugerea. În momentul în care un incident avea loc, o oră era dată comunității pentru a găsi toate toaletele și a le rezolva problema. Deci o oră. O oră aveai pe ceas. Era o cursă contra cronometru, iar viețile și bunurile locuitorilor erau în pericol. Sătenii s-au mobilizat rapid, formând echipe de căutare pentru a identifica fiecare toaletă vândută de negustorul satului. Bro, frate, eu, na, tind să cred mai mult asta cu Skibidi Toilets, că am mai avut experiențe în Minecraft cu Skibidi Toilets. Mamă, bro, păi asta înseamnă că, deci ce a zis, trebuie să găsim toaletele ca să nu mai revină, monstru, să le punem cu capacul în jos? În rămas cu instrumente și cu inima plină de speranță, aceștia au căutat în fiecare casă, grădină și curte pentru a descoperi aceste toalete blestemate. Pe măsură ce timpul trecea, anxietatea creștea rândul sătenilor. Fiecare secundă care trecea însemna o amenințare suplimentară pentru comunitatea lor. Era esențial să fie rapide și eficiente în găsirea și rezolvarea problemei. Cu perseverență și cooperare, toate toaletele au fost identificate și remediate. Capacul fiecarei toalete a fost pus în poziția corectă, ceea ce a stopat amenințarea lui Skibidi. Satul a fost salvat, iar speranța și bucuria au umplut inimile sătenilor. În urma acestui eveniment traumatizant, sătenii au învățat o lecție importantă despre prețul pe care îl plăteau pentru economiile aparente. Acum înțelegeau că nu tot ce strălucește este aur și ce trebuie să fie precauți și că trebuie să fie precauți în alegerile lor. Legendele despre negustorul satului și Skibidi, monstrul distrugător, au continuat să circule în sat. Aceste povești au devenit un memento durabil despre conștiința neglijenței și despre puterea unității și cooperării în fața amenințărilor. Satul a învățat că încrederea în negustori de încredere și furnizori de încredere era vitală pentru siguranța și stabilitatea lor. Oamenii au învățat să caute calitate și siguranță înainte de preț, înțelegând că economiile aparente nu valorează riscurile și daunele potențiale. Astfel, satul a depășit încercarea de a se salva de la distrugerea cu Skibidi și a renăscut ca o comunitate puternică și înțeleaptă, lucru care nu s-a întâmplat. Băi, asta-i. Ok, păi trebuie să găsim toate toaletele și să le tragem capacul, nu? Bro, mamă, dar știu face că la Skibidi Toilets... Oh, uite o toaletă! Bro, nu trebuie așa să tragi apa. Mamă, aici trebuie să tragi capacul, ia. Bro, mamă, ăsta are dreptate! Mamă, fraților, povestea adevărată, că voi vă dați seama că dacă nu era adevărată, toată, cum îi spune, tot satul și toată mobila din sat trebuia să fie distrusă și toate lucrurile. Dar toaletele au rămas. Mamă, mai sunt toalete pe aici, bro.
Oh my god, frate, trebuie să le găsim și să le punem capacul la toate, ești nebun? Mamă, trebuie să fim foarte atenți, ok. Oare câte toalete sunt în total, bro? Opa! Încă una aici. Mamă, stai că deja mă enervează, vai, cum facem asta? Nice! Ah, nu, n-a funcționat. Stai, pleacă-mă de aici. Let's go. Let's go, nice, așa. Ok. Nice, bun. Și asta. Perfect, fraților. Haideți că le închidem pe toate, să nu iasă de undeva monstru Skibidi. Și deci haideți mă, haideți mă că ne descurcăm. Ce ai mai aici, nebun? Ne descurcăm 100% băi și fete. Ia vedeți că n-au ăștia o șansă, ok. Haideți să vedem și în partea asta. Ia uiteți-vă și acolo. Nice. Și mai avem ceva? Ceva sub apă sau ceva de genul? A, aici, boys, nu cred că mai avem nimica, nu? Adică nu ar mai trebui să avem nimica. A, ba da, asta! Bun! Păi, fraților, cred că am oprit toate toaletele Skibidi, ești nebun? Mamă, stai să arunc prostiile astea că mă enervează. Cred că le-am oprit pe toate. Nu? Dau un mic tur să vedem dacă am ratat ceva, dar nu cred că am ratat nimica, fraților. Băi, nu cred că am ratat nimica, cred că suntem chiar on point, cum se spune. Adică suntem chiar buni. Păi stai mă, băi stai, aici, băi stai. Bă, fraților. Aici nu era o toaletă. Ok, stați puțin că situația devine ciudată. Ia zi să mă duc în alt loc în care știu 100% că era o toaletă. Bă! Bă, și acolo era o toaletă. Bă, băieți. Bă. What? Ok, poate pentru că le-am pus capacul au dispărut. Adică bănesc că despre asta e vorba. Villagere, am făcut ce mi-ai zis. Maru, e sigur că ai pus capacul la toate toaletele? Oficial am supraviețuit. Da. Ba nu. Oh my god, fraților. Am uitat toaleta de la casa mea. Bro, toaleta de la casa mea. Luaia nu i-am pus capacul. Oh my god, trebuie să mă duc rapid și acolo. Bă, da, unde au dispărut toaletele alelalte, fraților? Bă, voi vedeți că nu mai sunt toalete aici? Man, aici era o toaletă, bă, sunt 100% sigur. Bă, era o toaletă aici, fraților, de ce nu mai e toaleta? Băi, mamă, stai puțin, să merg la mine acasă, neapărat, bro, trebuie să mă grăbesc cât mai rapid. Oh my god, nu! Oh my god, fraților! Skibidi toilets! Oh my god! Băi, și fete, rip casa mea, bro! Băi, toate toaletele s-au teleportat aici, man! Oh my god! Băi, pleacă-mă de aici! Bă, pleacă! Pleacă! Băi, ok, fraților! Doamne, man! Frații, nici măcar să zici că pot să mă bat cu ele să-mi recuperez casa. Nu mai am nicio șansă, man.